Sfântă liturghie arhierească la biserica din localitatea mehedințeană Marga. Alături de preasfințitul părinte, a participat la slujbă și un sobor de preoți și diaconi. Ne aflăm aici, în localitatea Șiroca, satul Șiroca, sat care face parte din comuna Godeanu, satul Godeanu fiind la o distanță de aproximativ 3 km. Aici este biserica în care a fost botezat părintele, profesor universitar, doctor, specialist în istoria religiilor, Nicolae Archivescu. După slujba euharistică, ierarhul nostru a săvârșit o slujbă de pomenire pentru preotul profesor Nicolae Achimescu, originar de pe aceste meleaguri. Părintele profesor universitar doctor Nicolae Achimescu, teolog erudit, cu o bogată activitate didactică, a plecat pe drumul veșniciei luni, 27 mai 2019. Mi-a fost de lângă frate și duhovnic, mi-a fost naș de economie. M-a călăuzit în tot drumul vieții, m-a ajutat la greu, mi-a fost mai mult decât frate, pot să spun chiar și părinte. După moartea soțului meu, părintele Nicolae a fost sprijinul meu moral și al fetelor mele. Ne spunea sfaturi blânde, ne spunea chiar și câte o glumă să ne scoată din starea grea în care ne aflam. Venea acasă, în satul natal, Șiroca, de câte ori avea timp. De 10 ani de când sunt învățătoare aici în sat, particip la liturghii și la slujbe, mai ales la Severin, la Domnul Severin. Și aici în sat, la Godeanu, când a venit preasfințitul de asemenea, și suntem printre ei. Pentru ce v-ați rugat în timpul Sfintei Liturghii? M-a rugat în primul rând pentru copilași. Părintele Nicolae a reușit să fie sprijinul moral și să ocupe un loc mult mai important în sufletul meu comparativ cu anii precedenți. Ne-a surprins sfârșitul acestui preot prin neașteptata lui dispariție. A fost unul dintre cei mai mari profesori ai momentului în România în ceea ce privește istoria religiilor, istoria și filozofia religiilor. Părintele s-a născut în data de 10 august 1955 în satul Șiroca din comuna Godeanu, județul Mehedinți, din părinți simpli cu frică de Dumnezeu. Aceștia au avut 3 fii, dintre care 2 au ales să slujească pe Dumnezeu. Gheorghe Achimescu, cel care a fost preot paroh în satul natal, Nicolae Achimescu, profesor universitar, și Romica Achimescu, mezinul familiei și singurul care mai este în viață. Pe lângă numeroase studii de istoria și fenomenologia religiilor, părintele Nicolae Achimescu a publicat mai multe cărți, printre care Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos, traducere din limba latină, Istoria și filozofia religiei la popoarele antice, Budism și creștinism, Considerații privind desăvârșirea omului, Religie și filozofie, noile mișcări religioase.